Șoferii care dețin autoturisme mai vechi de 12 ani și au mai fost și implicați în accidente ajung să plătească polița RCA mai scumpă decât valoarea mașinii. Din cele 4,5 milioane de autoturisme matriculate în România, sute de mii de Daci sunt în trafic de 12-14 ani, iar valoarea lor de piață începe de la 500 de euro. RCA pentru o Dacie cu motor de 1,3 litri este de circa 400 de lei, dar dacă șoferul a provocat în anul 2009 un accident, acum va plăti peste 500 de lei din cauza sistemului bonus-malus. Dacă în anul 2010 mai provoacă un accident, din 2011 va plăti aproape 800 de lei, iar în anul 2012 va plăti minimum 800 de lei, suma acumulată fiind în echivalent de peste 500 de euro valoarea actuală a mașinii. Ministrul Educației s-a întâlnit cu liderii de sindicat, iar unul dintre punctele de pe agenda întâlnirii a fost soluții de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 114 din 2009. Soluțiile propuse de Inspectoratele Școlare Generale pentru aplicarea Ordonanței de Urgență de Guvern 114 pe 2009 a constituit unul dintre punctele de pe agenda întâlnirii informale dintre ministrul Daniel Funeriu și liderii sindicatelor reprezentative din învățământ. Ministrul Funeriu le-a solicitat inspectorilor școlar general propuneri pentru aplicarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 114 pe 2009 privind reducerea de personal din învățământul preuniversitar, mai exact posibilele măsuri de optimizare a rețelei școlare în vederea utilizării eficiente a resurselor umane, materiale și financiare pentru încadrarea în numărul maxim de posturi alocat județului pentru anul școlar 2010-2011. Ministrul a atras atenția că sunt două tipuri de măsuri pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului 114 pe 2009, măsuri care pot fi luate la nivel județean de inspectoratele școlare și măsuri care pot fi luate pe plan național de către Ministerul Educației. Inspectoratele școlare județene trebuie să consulte autoritățile locale și reprezentanții partenerilor sociali pentru a se asigura că în urma aplicării măsurilor propuse de minister vor fi asigurate dreptul la educație al copiilor, elevilor din zone, grupuri dezavantajate, calitatea actului educațional și respectarea prevederilor legale. Moneda națională a atins un nou record pozitiv. Motivul principal pentru creșterea leului este deprecierea dolarului, spun unii specialiști. Moneda națională a atins un nou record pozitiv după ce s-a apreciat până la valoarea de 4 lei și 13 bani pe euro, aceasta fiind minimul ultimelor 8 luni. Referința publicată de Banca Națională Română este cu 2 lei și 69 de bani mai mică față de cea din ședința de la sfârșitul săptămânii trecute. Motivul principal pentru creșterea leului este deprecierea dolarului, spun dealerii, ca urmare a informațiilor negative privind piața muncii din Statele Unite ale Americii și față de leva bulgară. Leul s-a apreciat cu 1 leu și 50 de bani comparativ cu ultima ședință de tranzacționare, acesta ajungând la o rată de schimb de 2 lei și 11 bani pe levă. Pentru dolarul american, Banca Centrală a anunțat o parietate cu 6 lei și 50 de bani mai redusă de la 2 lei și 91 de bani pe dolar la 2 lei și 84 de bani pe dolar. Aprecierea leului a început încă din primele minute de tranzacționare, euro fiind cotat cu circa un ban mai jos față de sfârșitul săptămânii trecute, la 4 lei și 15 bani, evoluția fiind în linie cu cea a valutelor din regiune, care se întăresc după ce dolarul a continuat să piardă teren. Vecinii de la sud de Dunăre, bulgarii, vor să treacă la euro cu 2 ani mai devreme decât România. Bulgaria, considerată cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, ar putea intra în zona euro înaintea României cu un an sau doi, adică în anul 2013. Analiștii economici cred că Bulgaria are șanse foarte mari să intre în zona euro în anul 2013 pentru că, spre deosebire de noi, această țară are un consiliu monetar. Singurul lucru care ar putea fi afectat la România ar fi imaginea, pentru că și la euro Bulgaria au reușit să ne depășească. Pe de altă parte, dacă ne uităm la Polonia sau la Ungaria, vedem că nici ei nu se grăbesc să adere. Trecerea la moneda europeană ar putea avea și efecte negative asupra Bulgariei. Potrivit analiștilor, dacă va veni o nouă criză, Bulgaria va trebui să absoarbă șocul economic prin fiscalitate și scăderea salariilor. În schimb, România încă mai are avantajul ajustării prin deprecierea monedei. România și-a fixat pentru anul 2015 obiectivul de aderare la zona euro. Românii care merg în Turcia pentru o perioadă mai mică de 90 de zile nu mai au nevoie de viză.
Ministerul de Externe a anunțat promulgarea la data de 7 ianuarie a legii privind eliminarea vizelor pentru cetățenii români care doresc să călătorească în Turcia pentru o perioadă mai mică de 90 de zile. Legea va intra în vigoare după anunțarea autorităților de frontieră turce, data exactă urmând a fi comunicată pe site-ul Ministerului de Externe și prin presă. Măsura este valabilă pentru posesorii de pașapoarte simple. Ministerul de Externe recomandă cetățenilor români să dețină și carta de identitate unde sunt precizate date suplimentare de identificare. Să recapitulăm titlurile celor mai importante știri Partener TV. Un ofițer de poliție aflat sub aburii alcoolului a produs un accident de circulație. Asigurați-vă autoturismul, acesta este mesajul transmis de polițiștii dâmbovițeni. S-a pus în vânzare testul de depistare a infecției cu virusul AH1N1. Românii cu vârsta sub 50 de ani ezită încă să se vaccineze împotriva gripei porcine. Ministrul Sănătății este de părere că în sistemul sanitar este nevoie de multă transparență. Până în anul 2012, orice român trebuie să aibă card național de sănătate. Drumurile din România arată ca după bombardament. În municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, asfaltările se fac la minut. Poliția rutieră a făcut un top al drumurilor pe care s-au produs cele mai multe accidente în anul 2009. RCA reprezintă o pagubă în buzunarul deținătorilor de mașini vechi. Reprezentanții sindicatelor din învățământ la masa negocierilor cu ministrul educației. Moneda națională s-a apreciat până la o valoare de 4 lei și 13 bani pe euro. Bulgaria va trece la euro înaintea României. Cetățenii români care doresc să călătorească în Turcia pentru o perioadă mai mică de 90 de zile nu mai au nevoie de viză. Acestea au fost știrile Partener TV. În continuare, rămâneți la faza zilei și rubricile Sport și Meteo. Vă doresc o după-amiază plăcută. La revedere! We'll be right back.